am pus în mod comparativ pentru a putea vedea cam în ce reglementări întâlnim publicitatea înșelătoare. Există o vastitate de legi și acestea sunt aplicabile în anumite domenii. Avem legea cadru a publicității înșelătoare și a publicității comparative, legea 158/2008. Dar ideea de publicitate înșelătoare se regăsește într-o câteva și în tot alte legi. Desigur, este în cadrul deciziei 220/2011. În baza acestei decizii vreau să știți că CNA-ul își organizează activitatea, da? În baza acestei decizii este un act normativ, se iau deciziile individuale. Urmează apoi alt articol, 104, urmează articol 18 din Ordonanța de Guvern 21/1992, cei care au avut treabă pe la ANPC știu că este Biblia ANPC-ului. Este desigur important și articolul 6 din legea 363/2007 pentru practicile corecte față de consumatori și chiar articolul 2 am trecut eu și am spus eu privind combaterea concurenței neloiale, deoarece o practică concurentă neloială este o publicitate înșelătoare. Este sancționabilă și ar avea același efect. Pe de altă parte, publicitatea comparativă, deși se întâlnește foarte des în cadrul advertising-ului actual, este reglementat doar în articolul 6 din legea 158. Însă este foarte strict reglementat, deoarece articolul 6 spune că trebuie să întâlnite cumulativ condițiile în acel act normativ. În primul rând, primul alineat, alineatul A, spune că publicitatea trebuie să fie înșelătoare. Deci publicitatea comparativă este o formă a publicității înșelătoare prin reglementarea în acest fel. Apoi, alte două elemente importante de întâlnit este că publicitatea comparativă trebuie să privească bunuri și servicii care au aceeași natură și urmăresc același scop. De asemenea, trebuie să compare în mod obiectiv caracteristicile produselor și servicii. Această lege, țin să menționez că transpune în dreptul național o directivă europeană, care are cam aceleași reglementări. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost obligată să se pronunțe asupra conceptelor de natură și scop comun. Este foarte dificil, desigur. Însă s-a ajuns la concluzia că dacă elementele sunt complementare, produsele sunt complementare, de exemplu, poate un iaurt și lapte sau ceva similar, la produse alimentare este foarte ușor, sau diferite produse vestimentare, acestea au aceeași natură și același scop, deci comparându-le, la noi în țară se ajunge suspectul acestui articol, pentru că deja vorbim doar de un singur articol. Întorcându-ne la publicitatea înșelătoare, autoritățile competente le-ați auzit pe parcursul primelor prezentări, este Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, CNA-ul și Consiliul Român pentru Publicitate, aici de față reprezentă. Am găsit acest citat în cercetările mele pentru carte, mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut că mai clar atunci poate fi. Este dat de părintele publicității, cum a fost el numit. Niciodată să nu scrii o reclamă pe care nu ți-ai dorit să o vadă familia ta, nu îi spune niciun copil tale să obții, nu îi spune nici soției mele. Am considerat că acest citat întâlnește regula de bază a publicității și anume onestitatea. Onestitatea înseamnă, în primul rând, să-ți respecti consumatorul, înseamnă să respecti o regulă de bază a eticii. Dacă ești onest, vei avea etica necesară să-ți substanțiezi orice claim pe care l-ai putea face în cadrul reclamei și orice afirmație ar fi astfel safe, să o numim. Depășind această regulă de bază pe care oricine trebuie să aibă în vedere, emițătorul mesajului, spun eu, care poate fi ownerul brandului, poate fi producătorul sau poate fi agenția de publicitate, ne întoarcem la legislația despre care am menționat anterior. Analizând și observând practica noastră națională, am observat și eu câteva cazuri de publicitate înșelătoare sancționate chiar, în cazul că îți aveți exemplele concrete. În primul rând, nu trebuie să spui că produsul tău nu conține sau este singurul care conține un anumit ingredient element, când, în mod evident, nu acesta este cazul. Consumatorul român este inteligent, aș spune eu. Să știți că toată ideea de publicitate înșelătoare și publicitate comparativă se rezumă, ca și în cazul mărcilor, când analizăm riscul de confuzie, la un consumator mediu, care se presupune că este suficient de diligent încât să se gândească măcar o dată, la cum de două ori, înainte să cumpere ceva.
Astfel, nu cred că foarte mulți producători sau exploatatori să-i scapă cu o mențiune cum ar fi aceasta, că este un ingredient surpriză, super și el se găsește peste tot. Să spun că produsul tău este bio-organic. Asta e o nouă modă, am observat-o de 2014 până în prezent, când a început toată ideea de să salvăm planeta și să fim mai buni și să ne facem pe noi să ne simțim mai bine, în legătură cu faptul că nu știu de trei emisii de gaz facem, am început să cumpărăm produse bio-organice. Și ce au zis producătorii? Le facem și noi pe toate bio-organice, nu-i problemă. Punem acolo pe etichetă pe bio și e ok. Nu este ok, există foarte multe sancțiuni. Veți vedea și pe site-ul CNA-ului și pe site-ul ADMC-ului, adică au fost foarte activ în acest sens. Se dau jos în masă produse care conțin aceste afirmații și ele n-au trecut prin testele naționale obligatorii pentru a putea afirma că un produs este bio sau organic. Să omiți mențiunea unor efecte adverse, unor potențiale consecințe nefavorabile sau implicarea unor costuri suplimentare, ce urmează a afecta consumatorul. Aici mă refer, am văzut o doamnă din domeniul bancar, spunea că acolo, într-adevăr, se face multă publicitate comparativ mascată, să spunem așa, și pe lângă aceea se face și acele, se efectuează acele omisiuni de comisioane și de anumite taxe. Au existat sancțiuni în acest sens și registrate publice. De asemenea, efecte adverse sunt, desigur, foarte periculoase, este foarte grav și se poate ajunge chiar analizând ordonanța ANPC-ului și la ideea de infracțiune dacă sănătatea consumatorului este pusă în pericol. Să reduce în eroare consumatorul asupra valorii corecte a ofertei financiare și a pachetului de produse sau servicii. Din nou, aici, această practică a targetat în special industria de automobile. Avem exemple în acest sens în care un pachet dat, standard, este oferit la un anumit preț și când ajungi la dealer, afli că standardul este mai jos decât limita normală a ceea ce trebuie să conțină o mașină. Da? Deci nu este corect. Și, în final, să exagerez caracteristicile produsului sau ale serviciului. Ajungem aici la ideea de publicitate superlativă pe care doamna Grecu o tratează în care. Aveți întrebare? Aș dori să mă opresc un pic asupra ideii de publicitate mascată. S-a vorbit și s-a atins deja ideea în cadrul prezentărilor anterioare. Eu cred că este important să o identificăm ca atare și să-i acordăm importanța care o are de altfel. Mai ales acum, în prim prag de alegeri, da? O să întâlnim foarte multe forme de publicitate mascată, cum spunea și doamna profesor, acele funcuțe adoptate de diverse evenimente. Consideram că este mai periculoasă decât standardul al publicității înșelătoare, deoarece nici măcar nu știi că te uiți la o reclamă sau că te uiți la un advertorial. E informația respectivă ca atare. Este periculoasă atunci când se fac acele comunicări de sănătate publică și ele ascund de fapt reclama la un anumit mare producător de medicamente, o tisiu sau suplimente alimentare. Aceasta poate fi combătută prin identificarea corectă a publicității, să se pună cu la ce n-a început despre care toți știm, la care s-a cam renunțat în ultimul timp, dar la care cred că ar trebui să revenim din nou în spiritul onestității despre care vorbeam mai devreme. Și campaniile electorale, campaniile de PR, comunicările comerciale se ascund cu această publicitate mascată. M-am zis, de ce mai multe ori este vorba despre campanii sau prezentări ascunse în cadrul alte prezentări, să zicem, culturale, de sănătate și așa mai departe. Am vrea să fac și publicitatea mascată online. Am fost, datorită spiritului organizatoric minunat al RAC-ului, la o conferință unde a fost prezentă doamna Silvia Oric. A fost reprezentantă și este reprezentantă a Autorității pentru Reglementare în Publicitate din UK și ne-a prezentat punctul dumneavoastră de vedere cu privire la publicitatea mascată online. Deși România are un internet foarte rapid, știm cu toții, cum spuneam la Rocea și la nivel de reglementare, stăm încă slăbuți. Astfel, cei din UK și-au dat seama de valoarea social media. O să mă opresc aici, pentru că ea este online în multe alte domenii, dar este vorba despre social media, de bloguri și mesajele emise în rețele de socializare. Știu pe pagina mea de Facebook, pot să fac publicitate mascată, foarte ușor. Și întrebarea s-a pus,
fiindcă este un atât de mare stream de informații și de mesaje, ce faci, cum le controlezi? Bineînțeles, totul este încă în fază de testare. Se iau cei mai importanți, se iau bloggerii care au zeci de mii, milioane de follower, se iau conturile de Twitter care au mii și mii de milioane de utilizatori de follower, da? Și se urmăresc. Și te duci și vezi, omul ăla, bineînțeles că își câștigă existența, făcând publicitate, este de la sine înțeles că odată ce ajungi la o anumită notorietate, vor veni și beneficiile. Deci deja ești targetat. Ce face UK-ul în acest sens? Discută cu bloggerul și verifică dacă textul se află sub orice control, în special control editorial al agentului de publicitate. Apoi verifică dacă bloggerul a fost plătit. Fie numerat, fie produs, de cel mai multe ori, bloggerii sunt plătiți, ca să spun așa, în produse. Și verificând aceste două condiții, se poate ajunge la ideea că este o publicitate mascată și pot fi sancționați. Autoritatea pe care o reprezenta domnul Avoric era și a de autoreglementare, astfel încât se poate interveni în domeniile autoreglementării în timp real. Ar observa problema, adunare generală, ai reglementat-o. De cele mai multe ori, autoritățile vin și ele încet după autoreglementare, cel puțin din ce am observat în dreptul nostru național, este un fenomen foarte interesant de urmărit. În primul rând, începe autoreglementarea și apoi, deși la început autoreglementarea a copiat după forma și asemănarea legilor naționale, a început acest proces invers, ca autoritățile naționale să urmărească ce mai autoreglementează. Pentru că autoreglementarea este cu urechea pe practică și este imediat, are o reacție imediată față de ce se întâmplă în fapt. Astfel, este, aceste două criterii sunt de ajutor, desigur, dar nu sunt soluția finală, pentru că ține de bunăvoința celor care răspund interogatoriului. Poți să te duci să zicem dacă și era care avea aceste criterii și problema este că dacă nu ar avea o putere coercitivă. Și ar întreba bloggerul, te afli sub un control editorial? Nu. Nu ai avea cum să verifici. Deci va trebui din nou un parteneriat cu autoritățile putere coercitivă, CNA-ul, ADC-ul și Ministerul Finanțelor. M-am întors la ideea de etică și de onestitate, deoarece, din nou, trebuie să subliniem faptul că, pe lângă normele legale despre care am menționat, este întotdeauna bine să păstrezi în minte ideea de etică. Și aici vreau să mă leg, mi-am notat câteva idei, s-au pus întrebări în sală cu putere la relația dintre RAC și CNA și ANPC. În practică, un blocaj pe care l-am observat în cadrul CNA-ului este că RAC-ul are foarte multe, deja, prevederi, să le spunem, normative de autoreglementare, da? Scoase din practică. Odată ajungi la CNA, pentru că sesizarea se face, să zicem, prin CNA, CNA o înregistrează și solicită punct de vedere RAC-ului. Așa se întâmplă. RAC-ul își face comitetul etic despre care vorbea doamna Cuceașu, dă o decizie pe care o comunică, în primul rând, ție, apoi tu aștepți și te uiți pe site-ul la CNA, da? Fiecare marți și joi. Să vezi când ești și tu în ședință și când o să fie discutată plângerea ta. Bun. Se face programarea, după două luni CNA-ul ia și el această plângere în analiză sau mai repede, depinde de aglomerarea pe care o au în acel moment și te duci, poți să te duci să susții din nou reclama. Va fi, bineînțeles, un reprezentant RAC acolo care va susține punctul de vedere al RAC-ului. S-a întâmplat ca de unele dăți RAC-ul să dea o încălcare, CNA-ul, membrii, da, cei 8 care erau atunci prezenți, să fie de acord de principiu, din punct de vedere etic, cu ce a decis RAC-ul, dar CNA-ul, în decizia 220 pe 2011, să nu aibă text legislativ. Deci nu aveau pe ce să încadreze încălcarea respectivă, deoarece nu intra nici în 93, nu intra nici în 104. Și de aceea, acum vreau să lucreze împreună cu noi la amendarea textului. Da. Pentru că au foarte multe lacune și da. Aici vreau să ajung că o să se modifice și este chiar din plin proces de modificare decizia 2.0.11. De asemenea, se întreba cineva iarăși legătura cu ANPC-ul. Un foarte frumos proces, ca să-i spunem așa, de conlucrare a acestor instituții a fost recent, în începutul anului. Un consumator foarte supărat a făcut o plângere către ANPC cu privire la foarte multe domenii. A vizat domeniul instituțiilor bancare, suplimentele alimentare și produsele cosmetice.
a spus, a dat câteva exemple, era foarte supărat, a zis că nu este normal ce se întâmplă în țara asta, nu contează, nu vrea să mai trească România. Nu știu dacă a plecat sau nu. Generalul, simțindu-se și el sensizat, a zis, păi cum luăm, că sunt foarte multe mențiuni aici. Îi face un raport de monitorizare. Au făcut un raport de monitorizare, pentru că știți că atunci când faceți o plângere la CNA, trebuie să treceți postul unde ați văzut reclama și ora la care ați văzut-o. Adică nu se înregistrează plângerea, da? Au văzut cam când era făcută plângerea și au făcut un raport de monitorizare. Pe luna decembrie, dacă nu mă înșel, 15 ianuarie 2016. Și au pus acolo tot ce au prins pe TV în acele luni și au început să le analizeze. A durat, cred că vreo, nu știu ceva, toată analiza asta. Au fost și victime, au fost și alții care au scăpat. Dar este un exemplu de comunicare a autorităților în România. Am ajuns la publicitatea comparativă. După cum spuneam, este implementată în articolul 6. Mi se pare interesant cum a ales legiuitorul să o introducă în legea națională. Fiindcă nu prea știu ce să-i facă decât să spună cazurile în care nu e permisă sau ce n-ar trebui să faci, pentru că sunt de multe lucruri pe care n-ar trebui să le faci. Hai să mă bine dau un singur articol, îi spun acolo ce are voie să facă și respectă pe ăla, e foarte ok, trebuie să fie bine. Suntem destul de restrictivi la nivel național, spre deosebire de Statele Unite ale Americii, care permite o comparare directă de la producător la producător și de la produs la produs. Aveți aici, în stânga mea, o reclamă pe care mie mi-a plăcut foarte mult. A apărut Pepsi-ul prima dată cu capa Coca-Cola și de Halloween. Și Coca-Cola a dorit să răspundă cu aceeași monedă și a spus Everybody wants to be a hero. Mie mi se pare genială reclama, deci agenția de publicitate este foarte tare. Eu cred că și oamenii în țară putea să meargă așa ceva. Nu mai este însă un pic speriată de acest articol, acest unic articol și se, mă rog, se ține departe de această publicitate directă. La fel sunt giganții de la Mercedes și de la BMW care, făcând referire la mișcările de șac, și-au tot plasat panouri în colțul respectiv până au ajuns la vreo 3 panouri și au dat și un balon la un moment dat ca să fie game over terminat. Dar și mi-ar ridica nimeni, este foarte legal și aceasta este foarte interesantă. Mie mi se pare un exemplu pozitiv de publicitate. Da, deci au tot jucat șac pe spațiul de advertising din șoseaua respectivă. La nivel național mi-am întâlnit un exemplu de vânzători online de produse casnice care au comparat prețurile și au spus exact și cu cine se compară. Din punctul meu de vedere, se îndeplinesc condițiile pentru că sunt caracteristici obiective. Cel mai ușor este să compari la preț, este safe, asta se întâmplă. Ideal ar fi să pare în publicitatea națională să compari cu mai mulți producători, să nu-ți targetezi un singur competitor. Desigur, există și multe cazuri în care această publicitate nu este permisă. Există acele comparații doar din general, le numesc eu, această categorie este proprie, trebuie să întâlniți alte cazuri în practică. Acele informații care sunt menite să pună emițătorul mesajului pe un plan superior concurenței. Cel mai bun, un serviciu cum toate ar trebui să fie. Câte de urmă poate vă sună cunoscut, a fost la o, da, la un altă farmacie. Da, în final o știu unde s-a ajuns, este doar un exemplu. Așa se poate ajunge la ideea de publicitate superlativă. Din nou, un capitol foarte larg de folosit în carte. Deci, fiindcă spunând că e cel mai bun, automat te distanțezi de competitori. Aceasta este o publicitate comparativă, fie că vrei sau nu, pentru că te situezi în comparație cu ceilalți pe primul plan. Există alte, aceste exemple sunt luate din articolul 6. Sunt proiecte, ca să spun așa, pe cazurile în care este permisă publicitatea comparativă. Nu trebuie să existe o publicitate comparativă care discriminează sau denigrează, ci spuneam că există și publicitate targetată, special îți aduce fonduri, se pare, pentru a lovi acolo unde doare concurența. Desigur, aceasta este, ar fi, în teorie, cel puțin mai ușor de observat, pentru că, în primul rând, ar fi concurența și, în al doilea rând, s-ar referi poate la informații mincinoase, pentru că aceasta înseamnă un principiu de denigrare și de discriminare.
Sancțiunile, desigur, au fost deja menționate. Sunt acele amenzi tradiționale emise în baza legilor despre care vă povesteam la începutul acestei prezentări. În complementaritatea acestei amenzi contravenționale poate veni una dintre următoarele sancțiuni complementare: încetarea publicității înșelătoare, publicarea procesului verbal de constatare, deci sancționare sau hotărâri judecătorești, publicarea de declarații rectificative, în cazul ANPC-ului, dacă vorbim de ambalaje sau etichetare care nu sunt conforme normelor legale și sunt încadrate în publicitatea înșelătoare, se poate da jos marfa de pe raft. Marfă în toți criteriile cu care tu ai contract, ceea ce poate fi mai costisitor decât să plătești pe amendă contravențională cu siguranță. Mulțumesc!